Să vedem cum intră un om de 1,98 m, dar dacă mă pun în ea, există posibilitatea să, nu știu, să se spargă pragurile, nu? Și bine v-am regăsit la un nou meeting de mașini. Astăzi suntem la Vâlcea și mergem să vedem ce mașini vom găsi și aici. Începem cu destul de multe Dacia Logan. Putem observa că avem și aici. Bun. Cred că ăsta e cel mai frumos Logan pe care l-am văzut până acum. Jante. Angel Acer, dar vedeți cum sunt Angel Acer, sunt puse pe deasupra lupei. Să vedem dacă avem ceva la interior. Normal că avem și la interior. Mașini frumoase, după cum puteți vedea. Și mergem către una dintre cele mai fotografiate, să spun așa, mașini de la acest meeting. O frumusețe de mașini. Arată, sincer să fiu, mult mai mare și mult mai frumoasă în realitate decât în video. Superbă, superbă. Și piesa de rezistență sunt evaporile prin capot. Bine, nu mai vorbim de jante și toate cele. Uitați și voi că evaporile. Uriașe. Intră pumnul și ceva. Și încă unul în partea aceasta, unde avem jante care costă cât foarte multe din mașinile care se află pe acea zonă. Aia nu foarte multe, văd că sunt destul de înferiți oamenii pe aici, dar fac cât multe dintre mașinile care le regăsim pe stradă. Ce culoare frumoasă, cred că nu este vopsit de foarte mult timp, pentru că prea arată bine, rău de tot. Și Seatul acesta, uitați-vă. Numai mașini, una și una. Da, și uitați aici. Cel mai frumos Passat posibil. Bani mulți s-au băgat aici, bani mulți s-au băgat aici. În partea aceasta avem un serie 1, foarte, foarte frumos. Până aici. Tot așa, trebuie să iei. Iar aici avem mașina pe care o cunoaște tot filiașul. Vreau cu bicicleta. HD36A. Uitați ce interior frumos are. La fel și la motor. Camaro Transformers. Foarte, foarte șmecher. Există vorbe atunci când e vorba despre această mașină. Pasiune, nebunie dusă la extrem. Și ce să mai... Mulți bani. În partea aceasta avem unul dintre cele mai frumoase E46 pe care le-am văzut până acum. Am mai văzut-o odată în realitate, dar atunci avea o culoare ceva diferită. Cum era tot albă, dar avea și niște mânuțe imprimate în negru. Uite, să vă frumos seara asta. Și interiorul roșu cu negru.
mulți, foarte mulți bani. Poate peste ceva timp așa îl vom face și noi să arate pe E90-ul nostru. Dar bineînțeles, ne trebuie timp, răbdare și bani. Să vedem ce tip are. Are triple de E90 facelift. Dar farurile, cât și triplele, le putem schimba asta în timp. Passaturi, Golfuri. Avem mașini de toate felurile. Salutăm și băieții de la Tellerman. Această mașină mai filmat-o acum ceva timp. Bine, am filmat-o doar așa. O mică trecere pe lângă X, acum face și acum. Am uitat și interior frumos. Și aceasta este zona, am putea să-i spunem, zona românească. Avem și Corsa și uita și Corsa frumoasă. Deci nu orice Corsa. Jante, Jampan Racing. Atenție la pedalii. Și tot ce ți-ai putea dori de la o mașină. Vedem că interiorul este stock. Ceea ce nu este de rău. Poate că a vrut să se axeze foarte mult pe partea de exterior. Este tot de la noi, de la Volt. Aceasta n-am văzut până acum. Dar arată super. Cred că este volant pentru că o vopsea să scot așa. Este foarte, foarte greu. Și uitați ce motoraș frumos. Avem și acolo un turbo. Sunt curios dacă are mai mulți cai decât are Corsa noastră. Și poate îl mai știți pe Beni din clipurile noastre trecute. A zis că vrea să ne arate ceva. Iată. Deci tocmai vorbeam aici cu telefonul. Spuneam că văzusem destul de mult mașina asta prin Balci. Și Beni astăzi ne-a luat să ne arate ce poate să facă frumusețea asta. Păi ce să facă stânga, dreapta? Ia. Facă și așa. Ia uitați cât de frumos face. Beni, luăm într-o zi mașina să facem clip cu el dacă proprietarul nu vrea. Da, facem. Bine, bineînțeles, dacă ne-o dă. Bine, Lubeni. Dacă intri în ea. Dacă intri în ea. Dar chiar ea încearcă, vezi dacă poți să intri. O să încerc? Bun. Uite câte... Deci să vedem dacă vom avea loc în această mașină. Vino puțin și ține să vedem dacă voi avea sau nu loc. Să vedem cum intră un om de 1,98 m. Dar dacă mă pun în ea, există posibilitatea, nu știu, să se spargă pragurile, nu? Nu. Bine, nu. Ia, vezi, poți? Deci să nu, nici nu vreau să murdări. Intră. Uite mă că încape, mă. Deci cred că dacă avea și acoperișul de la o parte... Să nu-ți lași părul mai mare. Nu-mi las părul mai mare. Deci, dar cred că dacă ar să mergi mașina asta, toate mușele o să-ți vină aici. Da, în frunte, tu zici să va fi cum e pe botul mașinii sau pe parbriz. Și aș mai da din când în când cu ochii, știi, să... Faci și tu, da. Îți iei ochelari de soare. Câte șmechere e, să puțin să a venit arătăm oamenilor. Cât de mic e. Premiera. Ce motorizare avem pe ea? 1.6. Și vrem să le mulțumim. 1.6 avem, nu? 1.6, 16 valve. 115. 115. E suficient că nu cred că avem mai mult de o tonă 200. Nici. O tonă 900 și ceva de kg. Super. Cât l-a costat pe proprietar să aducă mașina în starea asta? Cam pe unde? Pe unde estimează? Salonele n-am cuțat. 1000 de euro a dat pe ea și a băgat vreo 50.000. Da, bun. Ai văzut că în perioada asta se cam dau, se cam dau numere de alea, știi așa? Nu, chiar na. Noi facem mașinile cât de cât ok cu buget mic. Da. Adică zic că se adică poate. S-o lași cât de cât, să-i pui un far frumos, o lumină frumoasă, o culoare decentă și niște jante. Și cu asta ai dus-o, ia uite cum arată. Ce mai vrei? Nu mai e niciuna. Deci cât de frumos arată mașina asta. Pentru premieră eu o să strigăm categoria prima dată. Farurile le-ai schimbat, nu? Da, am schimbat mașina în față aici. Ia, uitați-vă și voi. Să le mânăm premiile. O frumusețe de mașină. Este pe perne, nu? Nu, statică. Statică? Vai de capul meu. Păi și
și începem cu... Cum mai ești de aici? Deni, cum mai este proprietarul de aici? Unde avem trei locuri. Păi... Ușor, nu? Iasă ușor, iasă cu grijă. E bine că ai ajuns până aici, știi? Adică... Până la Arad și până la Bunedoara și peste tot în țară. Putea să mă lase jos, dar trebuie să-și mers chiar pe asta. Deci mașina mare, Filip.